Nață din nou. Jupiter și Saturn, în aspect pozitiv și în semne de apă, ne propun să vedem partea plină a paharului, chiar și când vine vorba de planul social. Mercur retrograd poate aduce astăzi împăcare taurilor, fecioarelor și capricornilor. Berbec, este momentul să pui capăt unor conflicte recurente din familie. De data aceasta pot degenera mai rău ca oricând. Taur, partenerul te ia prin surprindere cu maturitatea de care dă dovadă. Reușește, de asemenea, să fie și afectuos. Gemeni, ți-ai setat unele standarde destul de înalte și ți s-au rărit oamenii din anturajul tău. Trebuie să fii mai deschis. Rac, încearcă să te apreciezi mai mult pe tine însuți. Admirația celor din jur nu este o stare permanentă. Leu, poate fi nevoie să acorzi îngrijire sau să fii confidentul unei rude în suferință. Dă dovadă de compasiune. Fecioara, nu ai timpul și energia necesară pentru discuții de complezență. Evită situațiile care nu conduc nicăieri. Balanță, integritatea și onestitatea comandă altfel de comportamente din partea celor din jur. Încearcă și ai să vezi. Scorpion, ai șansa de a cunoaște persoane extraordinare dacă încetezi să discriminezi. Renunță la prejudecăți. Săgetător, cel puțin astăzi simți că vrei să-ți rezervi ziua pentru tine. Se recomandă masajul, lectura sau plimbările. Capricorn, probabil te concentrezi mai mult pe planul relațional decât pe planul social. Poate ajungi să formezi un cuplu cu un prieten. Vărsător, relația cu tată sau o altă figură puternică din trecut îți produce unele confuzii. Poți rămâne dezamăgit. Pești, atmosfera pozitivă din cuplu te determină să vezi altfel viața. Profită de această viziune optimistă. O zi cât mai frumoasă!